CSM Ploiești caută a doua victorie din acest sezon, pe care speră să o găsească mâine după amiază la Plopeni. Handbaliștii ploieșteni înfruntă Poli Timișoara, o echipă care le-a pus probleme sezonul trecut. Acum băieții își doresc să obțină un nou succes după cel nesperat obținut în urmă cu două etape contra vice-campioanei. Teoretic, formația ploieșteană este favorită, iar oaspeții au arătat până acum că nu se descurcă în meciurile din deplasare. După patru etape, băieții lui Dobrescu ocupă locul 9 în clasamentul Ligii Naționale cu 2 puncte, în timp ce bănățenii sunt pe 7 cu 4 puncte datorită unei victorii în plus.